Alex s-a mutat la București, a rămas eu cu cei doi, până la urmă de tot. Când el s-a mutat în București, ne-a și chemat. Țin minte, zice, băi, nu veniți, mă, să vă... El era pe la Moga, pe la studio. Nu veniți să... Că ascultați Miley, ascultați Moga, au ascultat împreună și le place ce cântați. Nu veniți să vă vadă un pic. Zic, bă, da, cum sunt? Dai seama, pentru noi era ceva extraordinar. Am luat mașina, ne-am urcat în mașină, am venit la București, ne-a ascultat Moga... Că ne-a zis, el ne-a explicat, ne-a dat un film dintre ăsta care ne-a speriat pe noi puțin. Gândește-te că noi am venit cu șepcile pe cap, cu tricouri, cu figuri era, de da. Așa. Și el ne zice, știți cum vă văd un soi de Outcast. Zic, ce înseamnă asta? Zic, zine exact, dă ca outfit așa cu sacou în carouri, cu pantalonaj scurt, cu... cine ești, ne confundă, cred că nu și-a dat seama cu cine ne ocupăm. Zic, da, bine, hai că mai vorbim noi. Nu s-a mai întâmplat nimic cu Moga și în 2006, da, în 2006, în februarie, am venit la un concert celebru, concert, se purta chestia asta, aduceau trupe de afară în România de rap. Și aduseseră Killer Bees, care Killer Bees, de fapt, erau Valul 2 de la Uteng. De Uteng ai auzit, sigur. Erau Valul 2, adică erau un fel de juniorii lui Uteng. Cine era mai bun, trecea în Uteng sau nu trecea. N-a trecut niciunul, real. Adică dintre toți cei pe care i-am văzut atunci n-a trecut niciun. Ne ducem la concertelul ăsta unde era toată spuma rap-ului din România. Toți pe care ți-i poți tu închipui. De la Biță, cine vrei tu, cine era la momentul ăla, Cagulă, toți băieți. Ducem și noi acolo, stai seama, băieții de la Craiova, îmbrăcați mai prost, mai... Hai că ne facem și noi loc pe aici. Am salutat pe cine știam, cu cine nu știam, am stat în colțul nostru. Vine Alexandru. Ce faceți, frățiori? Zic, bine. Ce, fii atent că vin ăștia la familia. Vine Sișu, puia, vin aici, am vorbit cu ei și să vă vadă un pic, să vorbească un pic cu voi. Zic, bine, perfect, mamă, stai seama, ne lasă transpirația. Zic, vin la familie, aici ne... Vin băieții cei mai relaxați pe care i-am văzut, adică oamenii nu au avut nici cea mai mică figură, sau cum să-i simt un pic aroganți sau într-un fel. Zice, ce faceți? Zic, uite la concert, ăia deja cântau pe scenă, băieții. Zic, uite la concert aici, ne bucurăm și noi, Killer Bees au venit. Haide, mă, ce stăm la concert, hai să mergem la studio să ascultăm ce faceți, ne zic ei. Păi seama, n-ați crezut, a zis, n-ai înțeles, noi dădusem bani pe bilet. Da, stai un pic, unde așa, mă să merge acum? Eu știu, 1,5 milioane biletul pentru noi, la momentul ăla era un efort. Zic, păi da, știi, mai e un pic din concert. Haide, domne, dă-i, ia uite, stăm după ăștia, haide, mergem la studio, noi avem studio, aveau studio pe undeva prin Berceni. Zic, bine, mergem, un pic, da, am plecat cu târșă. Ajungem la studio, acolo băgăm noi CD-ul, aveam două CD-uri, Biga era obsedat de chestia asta, aveam backup la backup la backup. Tot timpul. Băgăm CD-ul, ascultă băieții, ei pe vremea respectivă, Biga și Fila aveau o trupă, Conflict Stradal se numea, înțelegi? Ascultă câteva piese la ei, după aia ascultă și de la mine, erau pe acela CD, bineînțeles. Zice, Sișu, mi-aduc aminte și acum n-a vrut să stea, noi stăteam pe fotolii, pe ce stăteam pe acolo, el s-a așezat jos. Zice, bă, îmi place, băi, cum e el, știi? Îmi place, sună altfel, sună altceva, știi? Păi, da. Tot un pic mai circumspect cu ea decât Sișu. Zice, da, mișto. Da, haide că ne gândim, noi facem o compilație acum, sub stil, zice, și poate vă băgăm pe compilația aia. Pentru noi, zic, mama mea, ești o compilație extraordinară. Zice, dar puteți să ne lăsați CD-ul? Zic, da, cum să nu? Le lăsăm CD-ul. Nu știu, o săptămână, două, a trecut, ne sună. Da, haide că ne-am gândit, facem piesa aia pentru compilație, cum v-am zis, zice, și facem și una pe albumul nostru. Mă, când au zis că facem o piesă pe albumul La Familia, O Mare Familie, mi s-au tăiat genunchii. Zic, nu cred. Mă, tu ești sigur, nu e vreo glumă? Știam că el, că aveam numărul de la Alex, știi? Mă sună Biga, zice, domne, vor să facem o piesă, cum facem? Zic, păi cum să facem? Zic, haide să ne ducem cu temele făcute. Cum? Zic, păi eu am văzut, zic, ce au ei acolo în studio, zic, beat-uri și astea, zic, dar nu sunt cum facem noi. Zic, hai să facem noi. Zice, da, așa facem, ne ducem cu temele făcute. Mă duc la Biga acasă, se apucă Biga, facem instrumentalul pe care l-a și auzit pe piesa Mai Vrei. Ne deci facem instrumentalul versul făcut de el? Da, baza instrumentalului este făcută de el. După aia am mai lucrat cu Alex Băisan, mai pus o chitară pe aici, pe acolo, mai pus un bas, am mai făcut o chestie. Dar baza, beat-ul, ca să zic așa, el l-a făcut. El. Da. Și ne-am dus la ei, noi cu temele făcute, îți repet, am tăcut din gură, nu știam nimic. Începe ei să ne arate piesa, uite domnule, o avem și pasta, dacă vă interesează, dacă vi se pare că e pe film, o avem și pasta. Noi tot tăceam. Zic, băi, dar zic, avem și noi ceva de acasă, putem să vă arătăm?
Dacă vreți, cum să nu? Îți dai seama că și pentru ei cumva era un câștig. Adică veneai cu beat-ul de acasă, omul nu mai dădea banii pe beat. Înțelegi? Adică era bine, mai repede treaba. Era bine pentru toată lumea. Zice, băgăm beat-ul. Când auzi beat-ul, mamă, cât e de tare. Gata, pe asta facem. Ei. Zic, păi noi am făcut deja. Zice, ce? Zic, vă arătăm dacă vreți. Le-am arătat strofele, refrenul, îți dau cuvântul meu. Piesa Mai Vrei, care a fost un mare hit al trupei La Familia, pe care o cântă și ei și acum, o cântăm și noi și acum, s-a făcut într-o zi, ei, scriindu-și versurile pe care le auziți acum pe piesă, scriindu-le în timp real, în timp ce noi treceam versurile pe care le aveam scrise de acasă, Ei le scriau atunci și împreună cu Alex am făcut refrenul pe care îl auziți acum, atunci pe loc. Deci totul s-a întâmplat atunci. Facem piesa, plecăm de acolo din studio și pe drum spre Craiova, Alex a mers cu noi la Craiova, stăteam 5-5 în mașină, îți dau cuvântul meu. Erau 2 în față și 3 în spate. Alex stătea la mijloc, așa stăteam și ascultam piesa Cei Mai Fericiți din Lume. Doar piesa aia am ascultat-o până la Craiova, în continuu, îți dau cuvântul meu. 6 minute avea piesa, ca să ne înțelegem. Aveam 16 măsuri fiecare plus refrene, gândește-te, 5-5 plus... Bun. Am ascultat piesa în continuu și zice Alex la un moment dat, ascultând așa, cum ar fi, mă? Cum ar fi să fie asta single-ul lor, să filmeze clip la asta? Voi vă dați seama. El ne zice asta, nu? Zic, acum ai început să prinzi fluturi. Zic, gata, te rog eu frumos. Zic, am tras, am asta, dar nu lua. Suntem pe album, zic, ce vrei, ce mai, vrei mai mult? Știi, eram acolo. Să ne întindem. Și bă, cine știe? Ajungem la Craiova, uităm, practic, momentul și ne sună puia după o săptămână. Băi, să știi că m-au sunat ăștia de la Roton și mi-au zis că vor să facem clip la aia cu voi. Ăla a fost șocul de adevărat, pumnul în față, momentul în care am simțit fericirea cu adevărat. Zic, nu se poate așa ceva, zic că am pus-o de adevărat. Ce crezi? Cu o săptămână înainte de clip stabilesc cu oamenii detaliile, noi deja începem să ne căutăm hăinuțe pentru clip, cum era pe vremea aia, trebuie să arăți frumos, să nu le mai fi purtat în alt clip cumva, că te ceartă lumea. Acum nu mai e așa, lumea poartă același tricou două săptămâni și nu mai e nicio problemă. Nu mai ceartă nimeni, da. Da? Și acum ne zice, zic că aflăm știrea, mai aveam 4-5 zile până la clip, la filmare, ne spuseseră, și aflăm știrea, Sișu Tudor arestat. A venit direct, bam. Zic, ce s-a întâmplat? Ne sunăm între noi, zic, băi, ce s-a întâmplat? Zic, l-au arestat pe ăsta, nu mai filmăm clipul, zic, o șansă aveam și noi, sau de lumea de noi. Suntem și l-au luat pe băiat. Și l-au luat pe Sișu, ce a făcut? Ce crezi? Simțindu-ne, deci asta, vezi, de asta zic eu de puia, că e unul dintre puținii bagabonzi real din muzica asta. Simțind cumva pericolul, omul ne-a sunat. Zice, băi, nu credeți că ce am vorbit rămâne în picioare, las că o rezolv eu, nu e problemă, nu vă faceți griji. Zice, voi în ziua cu tare, la cât am vorbit, la ora cu tare, să fiți acolo. Să fiți aici. Acolo, da. Gata, fratele meu, noi, îți dai seama, de la nu mai facem clipul în capul nostru, la facem, se ține, era extraordinar. Și ne-am dus, bineînțeles, am pus un băiat cu glugă, înțelegi? Sișu Tudor e cu băieții în brigadă și aia a fost. Da, da, da. El fiind fratele nostru, cum să spun eu, adică noi, după momentul Mai Vrei, cu el, cum să spun eu, acolo, la greu, ca să zic așa, noi tot timpul am susținut faptul că el este un artist foarte tare și că poate, cum să spun, nu merita să fie vânat. Nu mă bag astea. Da, ce-a făcut. Da, astea, lucrurile astea nu. Dar cumva ni s-a părut la momentul respectiv că a fost vânat. Acum nu mai e de actualitate chestia asta. Am trecut mai departe, a ieșit piesa. Piesa a fost hit, a fost difuzată peste tot. Deci nu mai puteam de drag când mă duceam în oraș. Vedeam pe un televizor, mă vedeam acolo și le mai și spuneam, vedeți? Eu am făcut spatele la mare ca să se vadă că scrie acolo Craiova Independent Artist, că aveam tricou pe mine, știi? Da. Și scria pe spate, zic, uite, vedeți, se vede frumos acolo, da? De-aia am lucrat la sală ca să... Și râdeam cu ei și ne bucuram de chestia asta, adică era o chestie extraordinară pentru noi. Ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult!